Fraților, vă salut! Probabil unul dintre cele mai așteptate vloguri, cel puțin în ultimii 2 ani, de ultimii 2 ani încoace, pentru că am tot amânat să vă prezint ceea ce urmează să vă prezint în vlogul următor, dar, e bine, a venit timpul și în această perioadă, cel puțin în zona mea și într-o mare parte din țară, este perioada cea mai potrivită pentru a recolta banala mătase de porumb. De ce spun banală? Pentru 90% probabil dintre cei care au probleme cu rinichii, această mătase este un lucru banal, pentru că probabil informația n-a avut de unde, nu neapărat de unde să o ia, pentru că informațiile se găsesc mai nou și pe internet dacă stăm să citim, dar probabil n-a avut de la cine să preia, să spun așa, prin viu grai. De obicei, leacurile bobești cam așa se răspândesc din generație în generație prin viu grai. E bine, și astăzi fermierul Adrian o să vă prezinte rețeta, care este foarte simplă de făcut, de tinctură de mătase de porumb. Pentru că mai pe toamnă putem să o recoltăm și mai pe toamnă, să o adunăm de fapt, să merge adunată. Are un miros atât de puternic și de plăcut. Merge adunată și mai pe toamnă. Așa ca informație să știți că absolut tot ce adunăm după 15 august putem să folosim doar pentru a face ceai. Adică nu mai putem folosi pentru tincturi. De obicei, rădăcinile, chiar și plantele din care facem tinctură se adună până în data de 15 august. Acum, dacă am adunat coada calului, vom merge să punem rețeta în aplicare. O mare parte dintre dumneavoastră, cei care ați folosit rețeta cremei de hemoroizi, pe care v-am prezentat-o pe acest canal, știți că eu mai folosesc și în acea rețetă. Deși în rețeta de cremă de hemoroizi se folosește coada calului, în combinație cu mușețelul și codița șoricelului. Din nou spun, rezultatele în cazul cremei de hemoroizi, știți foarte bine cei care ați folosit, au fost 99% pozitive. Bun, mergem acasă și mai stăm puțin de vorbă, pentru că mai vreau să vă spun două sau trei lucruri esențiale, pentru că rețeta în sine este una destul de simplă. Trebuie să țineți cont doar foarte bine doar la perioada în care se lasă în alcoolul respectiv, pentru că cu alcool se face. Fraților, am ajuns acasă și trecem direct la rețetă, că nu are rost să stăm să pălăvrăgim foarte mult, pentru că am observat că trăim în era vitezei și, din păcate, majoritatea vor totul așa să se întâmple. Dar eu vă spun altfel, să știți că nu se poate face totul așa. În momentul în care ne grăbim și facem totul pe repede înainte, nu o să ne iasă bine. Așa că cei care vor avea rezultate vor face totul ca la carte și cum trebuie și cu răbdare multă. Când vorbim de tratamente naturale, leacuri bobești, spunem și sau este echivalent sau sinonim cu un singur lucru, răbdare. Deci răbdare foarte multă și să preparăm, în primul rând să culegem planta, să o preparăm și să ne tratăm. Deci răbdare foarte multă. Așa, ce facem mai departe? Tincturile, să știți că în general se fac foarte simplu. În funcție de plantele pe care le folosim și în funcție de tinctura pe care o facem, perioada de macerare diferă. La unele trebuie să așteptăm mai mult, la unele mai puțin, unele trebuie ținute la o temperatură mai scăzută, altele la o temperatură constantă, mici diferențe. Bun, mătasea de porumb, uitați-o aici, coada calului, foarte frumos, în perioada aceasta foarte frumos. Deci la mine e puțin, în zonă e puțin cam târzie vremea și a fost o problemă cu seceta. Acum de ceva timp a început să plouă, cu toate că e târziu pentru iarbă sau pentru, pentru plante în general e cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Și aici avem mușețel. Uitați. De ce avem și mușețel? Dacă aveți posibilitate, să știți că mușețelul în ultimii ani în România e cam pe cale de dispariție. Adică o să-l găsiți destul de greu. Foarte frumos. Ia uitați cum e. O să-l găsiți destul de greu. Dar dacă găsiți, adăugați în,
în rețeta aceasta. Mușețelul este printre puține plante cu atât de multe proprietăți încât tratează mai multe afecțiuni în organismul uman. Adică nu este, cum să spun eu, cum e teiul, de exemplu, sau cum este isma, sau plante care tratează doar o anumită afecțiune. Bun, n-ai zis că trecem pe repede înainte cu această rețetă, dar iar ne dăm la vorbă. Din nou spun, sunt multe detalii de dat și trebuie să ținem cont de el. Ce trebuie să facem? Plantele, încă un lucru extrem de important. Planta nu o spălăm. Deci plantele nu trebuie spălate. În situația aceasta nu trebuie spălată. Pentru cei care vreți să aflați mai multe detalii sau să știți de ce nu se spală, pentru că cu siguranță vor fi întrebări de ce nu spălăm. Pe această plantă există praf cosmic, fraților. Iar praful cosmic sau organismul are nevoie de praful cosmic precum are nevoie de apă. Deci nu spălăm nimic. Ne trebuie un vas. Eu fac demonstrativ. Eu o să fac pe cantitate mai mare, dar acum este demonstrativ ca să vedeți dumneavoastră cum se procedează. Și ce facem? Altceva. Alcool. Aici este un rachiu de casă, de prună, un rachiu curat. Recomand, în general, când facem o tinctură, să folosim rachiu de casă sau, mă rog, alcool extras din fructe acasă. Cine are posibilitatea, dacă nu mergeți și cumpărați, dar din nou aveți grijă ce cumpărați, că s-ar putea să aveți surprize, să aveți impresia că o să cumpărați ceva ok și de fapt nu e. Din nou detalii, știm cu toții în ce lume trăim. Și încă un aspect. Să știți că majoritatea am observat că merg, sau de fapt, au impresia că în momentul în care faci o tinctură trebuie să folosești alcool de 90 de grade sau peste 70 de grade. Am spus-o de fiecare dată și încă o dată o repet și de fiecare dată o să repet când vine vorba de tincturi. O mare prostie. O mare greșeală. Pentru că dacă planta aceasta, uitați la cât de firavă e, sau mătase de porumb, dacă în această mătase, de fapt aceste plante le pun aici într-un vas și pun alcool de 90 de grade, s-a dus tot. Deci a ars tot. Nu mai e bună. Putem să o aruncăm. În schimb, un alcool cu grade mai mici, mai puține, este exact ce trebuie. Alcoolul foarte tare îl folosim când facem, sau cu grad ridicat, îl folosim când facem tinctură din rădăcini, din, nu știu cum să spun eu, ca să înțelegeți dumneavoastră, din obiecte solide, din rădăcini solide, din plante solide. Dar o să ajungem și acolo, pentru că am fost absent cam mult timp în legătură cu leacurile Băbești de pe această platformă. Am avut probleme, am avut lucruri de rezolvat, dar acum a venit momentul și perioada potrivită pentru a vă prezenta ce am de prezentat anul acesta. La anul viitor să fim sănătoși, vom prezenta mai multe și așa mai departe. Deci, un alcool până în 30 de grade e perfect. Facem în felul următor. Punem un rând de mătase, de porumb. Un rând de coada calului, un rând de mătase. Sper să vadă pe cameră. Am zis că o să-mi angajez un cameraman ca să poată să vadă cum trebuie. Da. Costă. De unde? Așa. Și punem și niște mușețel. Eu pun cam, la mine în zona am. Dacă aveți la dumneavoastră în zonă, puneți. Dacă nu aveți, faceți doar coada calului cu mătasea de porumb. Și este de ajuns. În vasul în care preparați, să știți că nu există anumite cantități. Deci, puneți cât de mult. Cu cât se pune mai mult, cu atât este mai concentrat. Cu cât se pune mai puțin, cu atât este mai slabă tinctura. Bun. Cam așa ar trebui să arate. Aproape gata. Și ce facem în continuare? Luăm alcoolul și punem. Ușor, până ies toate bulele de aer. Nu trebuie să prindă aer. Și punem cu alcool, pare că nu se poate observa pe cameră, până sus de tot. Deci să nu rămână până în buza borcanului. Cam așa. Și acum punem capacul. Închidem foarte bine. În prima săptămână, cei care puteți,
Sunt niște detalii esențiale. Nu e o regulă, dar face ce vă spune fermierul Adrian, nu ce face fermierul Adrian. Vorba, aveam o vorbă, cred că și pe la dumneavoastră prin zonă, spune, fă ce face popa, sau fă ce spune popa, nu face ce face popa. Agitați borcanelul, că bineînțeles dumneavoastră nu o să puneți pe un vas de 10 kg, că n-aveți să faceți cu atâta tinctură. Puneți câteva borcanele din acestea sau din acelea de 800 de grame și agitați. Trebuie să stea la umbră, trebuie să stea minim 6 săptămâni la macerat și după, indicat minim 6 săptămâni, maxim poate să stea și o jumătate de an. Cu cât stă mai mult, cu atât e mai bine, să știți, fraților. Deci în cazul tincturilor, cu cât perioada de macerare este mai mare, cu atât este mai bine, pentru că procesul este destul de lent. Proprietățile din aceste plante, în momentul în care intră în alcool respectiv, intră în timp, nu intră de pe o zi pe alta. Deci cu cât stă mai mult, cu atât e mai bine. Când este gata, ce facem? Teoretic, dacă o faceți anul acesta, în perioada aceasta, o puteți folosi undeva prin luna septembrie. Sau să începeți să folosiți. Indicat ar fi chiar și din octombrie. Desfaceți borcanelul frumos, strecurați tot, planta se aruncă pentru că nu mai există proprietate acolo, lichidul se bagă, se poate ține la temperatura camerei de fapt, dar o putem băga și în frigider. Indicat ar fi la temperatura camerei, în perioada rece. În perioada caldă o ținem la frigider. Nu că s-ar strica, că s-ar altera, pentru că e vorba de alcool, adică este făcută cu alcool, dar se păstrează altfel. Bun, mod de administrare. De obicei, tincturile și de preferat ar fi să administreze dimineața pe stomacul gol, pentru că atunci organismul asimilează cel mai repede ce băgăm în noi, ce băgăm în stomacelul nostru, asimilează foarte bine. Deci dimineața, într-un pahar cu apă de preferat, sau se poate lua și simplu pe stomacul gol. Acum sunt oameni care nu consumă absolut deloc alcool. Haideți să nu facem confuzie între alcoolul zilnic pe care îl consumă foarte mulți și o tinctură făcută cu alcool curat de casă, stată la macerat, nu știu, câteva luni de zile. Deci sunt diferențe mari. Sunt foarte multe detalii de dat. Probabil în vlogurile următoare, pentru că urmează multe rețete în perioada următoare, o să dau o mare parte, cât pot. Eu încerc să nu mă lungesc foarte mult, dar sunt foarte multe detalii. Sunt oameni care ascultă cu sufletul la gură aceste detalii, pentru că au nevoie de aceste tratamente, au nevoie de aceste leacuri, au nevoie de aceste lucruri, ca să se facă bine, ca să se trateze. Sunt oameni care n-au nevoie și trec pe repede înainte și în momentul în care au nevoie, revin și stau și ascultă exact ce trebuie făcut sau ce ar trebui făcut încă de la început. Fraților, Doamne ajută, fermierul Adrian vă salută, sănătate multă, Doamne ajută tuturor și toate cele bune. Puneți mâna și faceți, pentru că aveți în jurul dumneavoastră majoritatea, noi, ca și suprafață sau, mă rog, ca stat, ca țară, ne situăm într-o zonă a globului unde avem foarte multe plante cu proprietăți tămăduitoare extraordinar de mari și ne împiedicăm de ele. Și ar fi păcat. Și este păcat să nu ne procurăm singuri acasă aceste lucruri. Numai bine să ne ajute Dumnezeu pe toți și nimic fără Dumnezeu. Gând la El tot timpul, pentru că altfel nu facem și nu rezolvăm și nu putem rezolva absolut nimic în viața scurtă pe care o avem. Numai bine!